Salutări din Westeros, numele meu este Marius și pentru cei ce încă nu știu acest canal, încă ceva găsiți analize și discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, precum și recenzii la filme sau seriale. Dacă vi se par interesante și mai vreți clipuri pe viitor, hit subscribe. Astăzi stăm de vorbă despre partea a doua a celei mai sângeroase perioade a dinastiei Targaryen, Dansul Dragonilor. Mai exact vorbim despre mijlocul conflictului, imediat după moartea lui Lucerys și până la începutul sfârșitului acestui conflict. Pentru a înțelege complet ce și cum, vă recomand să priviți înainte clipul precedent și anume Dansul Dragonilor, partea 1. Așadar, fără să mai pierdem timpul, haideți să începem. După câteva zile, vestea morții lui Lucerys ajunge pe Dragonstone, vestea fiind devastatoare pentru Rhaenyra. Consiliul Negru se unește pentru a decide pașii ce vor fi urmați, dar în timpul întâlnirii, un corb ajunge pe Dragonstone de la Harrenhal. Corbul aduce cu el mesajul lui Daemon, ochi pentru ochi, fiu pentru fiu. Daemon fusese capitan al gărzii orașului, iar asta i-a permis, de-a lungul anilor, să cunoască mare parte din răufăcătorii din oraș, iar mulți dintre aceștia încă îi datorau favoruri. Astfel ajunge la Blood and Cheese, doi criminali din King's Landing, unul dintre ei fiind sergent în garda imperială la un moment dat, iar celălalt era un prinț de șoareci. Folosind tunelurile construite de Maegor în The Red Keep și cunoscute de Cheese, cei doi ajung în camera reginei mamă Alicent. Aceștia o leagă pe regina bătrână și apoi așteaptă, căci Helena își aducea copiii la bătrâna regină în fiecare seară. Cei trei copii erau Jaehaerys, Jaehaera și Maelor. Cei doi o pun să aleagă pe care dintre copii vrea să-l piardă. Helena se oferă pe ea, dar alegerea era simplă, unul dintre băieți, un fiu pentru un fiu. Helena îl alege pe Maelor, cel mai mic dintre ei, gândindu-se că acesta nu va suferi la fel de mult. În plus, era mezinul. Dar cei doi îl ucid pe Jaehaerys, prințul moștenitor. Cei doi își respectă promisiunea, pleacă cu capul prințului și nu mai rănesc pe nimeni. Helena înnebunește ca urmare a serii, neputând să-și mai privească fiul Maelor în față, știind că la un moment dat ea însăși îl condamnase la moarte. Așadar, negrii dețin Harrenhal. În plus, Winterfell a declarat pentru negri, la fel și The Vale, iar flota Valerion închisese orașul. Sir Otto Hightower, văzând asta, apelează la cele trei orașe, Myr, Lys și Tyrosh. Asta datorită vechiului conflict pe care acestea l-aveau cu Daemon. Între timp, Aegon deja devine rădător. Îl înlătură pe bunicul său Otto în poziția de mână și îl desemnează pe Criston Cole ca mână a regelui. Acesta are o abordare nouă. Spune că Aegon nu trebuie să aștepte ca lorzii să îi se alăture, el trebuie să îi oblige. Ca urmare, lorzii sunt atacați. Primul oraș este Duskendale, apoi Rook's Rest. Când provizia se termină, Rookrest trimite un mesaj către Dragonstone. După 9 zile, Maelys apare deasupra orașului, călare pe aceasta fiind Rhaenys, regina ce nu a fost să fie. Forțele regelui erau pregătite, dar Maelys rezistă arcașilor și atacă forțele regale, ucigând sute de soldați. Doar că întreaga scenă este o capcană, căci în timpul asaltului, în luptă apar și Sunfire și Vhagar, călăriți de Aegon și respectiv Aemond. Rhaenys, nu să plece, alege să rămână și să lupte. Maelys, deși mai mică decât Vhagar, ar fi câștigat în cele din urmă, dar fiindcă Rhaenys era mult mai bună ca și călăreț față de Aemon. Dar luptând cu ambii dragoni, șansele sale erau extrem de scăzute. Totuși, Maelys îl apucă pe Sunfire de gât, dar Vhagar reușește să o ucidă pe aceasta. La finalul luptei, doar Vhagar era întreagă. Maelys era moartă și sfârtecată, Rhaenys era complet arsă, moare la 55 de ani. Sunfire, dragonul lui Aegon, are o aripă sfâșiată, iar Aegon suferă arsuri atât de puternice încât armura sa este acum topită în propria carne. Aegon nu moare, dar rănile sale sunt extrem de puternice și dureroase. Suferințele sale îl fac să rămână la pat timp de un an întreg. Dragonul său Sunfire, având aripa ruptă, rămâne pe lângă Rook's Rest. Este hrănit de trupe și ținut în viață. Aemon, văzând situația fratelui său, începe să conducă numele acestuia. Preia coroana sa, coroana lui Aegon Targaryen, și astfel Aemon se denumește protector al regatului. Forțele din The Vale și Nord încep să se adune. Daemon cucerise Harrenhal și apoi câștigă câteva lupte la Burning Mill și Stonehenge. Astfel că tot Riverlands-ul este acum al negrilor, alături de The Vale și The North, astfel mare parte din regat era acum controlat de Rhaenyra. Într-un final, vestea morții lui Rhaenys ajunge pe Dragonstone, unde Lord Corlys Velaryon o apostrofează pe Rhaenyra, spunându-i că aceasta a murit din cauza ei. Iar Rhaenyra, din cauza pierderii, începe să se gândească la ce și cum ar putea face pentru a-și asigura copiii. Jace îl trimite pe Joffrey in the Vale, alături de Lena. Aceasta din urmă având trei ouă de dragon asupra ei. Aegon cel tânăr și Viserys, fiind și ei în pericol, sunt trimiși în est. În 129, Aegon cel tânăr, alături de Stormcloud, pleacă spre Pentos. În acest moment, doar doi dragoni adulți protejau King's Landing-ul, Vhagar și dragonul lui Helena, Dreamfire. Astfel că Rhaenyra se gândește cum să atace orașul cu cât mai mulți dragoni pentru a o răpune pe Vhagar. Doar că, după pierderea a doi dragoni, negrii nu mai aveau un mare avantaj.
În schimb, exista o posibilitate. Pe Dragonstone existau alți 6 dragoni, 3 sălbatici și 3 ce nu acceptaseră un nou călăreț. Este vorba de Vermithor, dragonul lui Jaehaerys I, Silverwing, dragonul lui Alicent, soția lui Jaehaerys, și Seasmoke, dragonul lui Laenor Velaryon, fostul soț al lui Rhaenyra. De știut este că Targaryenii fuseseră pe Dragonstone de secole, astfel că existau suficienți bastarzi Targaryen pe întreaga insulă. În serial, Dragonstone este extrem de mică, în cărți există și câteva sate în jurul castelului, iar lorzii Targaryen, de-a lungul anilor, au mai trecut pe la fetele din sat. Astfel că pe insulă existau ceva bastarzi, aceștia fiind celebrați ca și copii speciali, ca și cadouri ale zeilor, iar dat fiindcă erau Targaryen, puteau călări un dragon. Așa că Jaehaerys apelează la ei, le promite pământuri și nobilime celor ce vor putea călări dragonii. Mulți încearcă să călărească dragonii, 16 oameni morți și 48 sunt răniți în încercarea de a-i îmblânzi. Vermithor în cele din urmă îl acceptă pe Hugh the Hammer, Uff the White ajunge pe Silverwing și Seasmoke îl acceptă pe Adam of Howl. În plus mai erau Grey Ghost, ce mânca prăpădurea în pește, dar era timid și nu intra în contact cu oamenii, și în plus mai exista The Cannibal, acesta fiind cel mai mare dragon sălbatic. Nimeni nu știe să-l călărească pe acesta pentru că îi mănâncă pe toți. Shipstealer, ultimul dragon sălbatic, ucide mai mulți oameni decât ceilalți la un loc. În schimb, este într-un final călărit de Nettie, o fată de 16 ani, ce aparent nu avea absolut nicio caracteristică Targaryen, fiind de asemenea unul dintre puținele personaje ce demonstrează că, de fapt, acea legătură ipotetică între Targaryen și dragoni este mai mult o legendă, mai puțin un adevăr. Nettie știa că Shipstealer, după numele său, fura oi, astfel că Nettie încearcă să-i ducă miei și berbecuți până când acesta o acceptă. În cele din urmă, Nettie va deveni amanta lui Daemon, iar spre final, ea și Shipstealer dispar din poveste fără ca cineva să știe ce s-a întâmplat cu ei. Astfel se găsesc 4 noi călăreți pentru 4 noi dragoni. Asaltul asupra King's Landing-ului este pregătit. Din est, în schimb, în urma cerințelor lui Otto Hightower, cele 3 surori vin cu 90 de bărci pentru a ridica blocada flotei Velaryon. Prințul Aegon cel tânăr se întoarce cu Stormcloud, Stormcloud moare odată a ajuns pe Dragonstone. Viserys, din păcate, nu reușește să fugă. Deși se îmbracă în zdrențe și ascunde oul de dragon, este găsit. Jaehaerys, când îl vede pe Aegon, hotărăște să încerce salvarea fratelui său. Vine pe Vermax să atace flota, inițial singur, dar în scurt timp se alătură încă 4. Silverwing, Shipstealer, Seasmoke și Vermithor. Flota se împrăște, iar Jaehaerys și Vermax zboară prea jos. Dacă este doborât sau dacă pur și simplu Jaehaerys îl îndrumă greșit, nu știm. În cele din urmă, în schimb, Vermax moare în mare, iar Jaehaerys Targaryen este ucis de săgeți în timp ce încerca să se salveze. Din cele 90 de bărci ale orașelor, doar 28 au supraviețuit. În drumul lor înapoi spre Lys, cele 28 de nave reușesc să facă daune majore flotei Velaryon, precum și insulelor pe care casa Velaryon și-a dat sediu. Între timp, Ormund Hightower, unchiul regelui, este atacat în două părți in the Reach, de o alianță a trupelor negre, în care era inclusă și casa Tully. Ar fi pierdut bătălia dacă nu era ajutat de Tessarion, călărit de Daeron Targaryen, iar asta îl salvează. Sir Daeron este atunci numit Sir Daeron the Daring și primește de la Ormund Hightower, sabia Vigilance. Pe Dragonstone, vestea morții lui Jaehaerys o face pe Rhaenyra să uite de frică. Dacă primul fiu pierdut a deznădăjduit-o, acum este plină de ură și dorință de răzbunare. Aceeași ură și chef de răzbunare există și dincolo de mare, în King's Landing, unde Aemond One-Eye începe să fie preocupat de Daemon și armata pe care acesta o strângea la Harrenhal. Astfel că hotărăște să atace el, convins că Vhagar va câștiga o înfruntare cu Caraxes. Adună armata și pleacă spre Harrenhal. Doar că Daemon aștepta exact acest moment de ceva timp. Astfel, Daemon acționează, trimite corpul de toate castelele vasale, îndepărtează toate trupele sale de la Harrenhal, părăsește castelul și se îndreaptă spre King's Landing deasupra mării. Între timp, lângă Rook's Rest, o trupă vasală negrilor încearcă să-l omoare pe Sandfire, dar eșuează. Dragonul reușind să omoare peste 30 de oameni și la scurt timp după această tentativă, dragonul dispare. În plus, nu sunt găsite urme de târătură pe pământ. Este clar că dragonul a reușit să se vindece și chiar să zboare din nou. Între timp, Daemon Targaryen, călare pe Caraxes, evită armata verzilor, ajunge în King's Landing, surprinzând întreg orașul. Alături de el, Rhaenyra, călare pe Syrax, cei doi aterizând în King's Landing. Din păcate, atunci când Aemond a părăsit King's Landing, a luat cu el cea mai mare parte a armatei orașului, în plus o luase cu el pe Vhagar, astfel că orașul era apărat doar de Dreamfire și de câțiva alți pui de dragon. Queen Alison încearcă să organizeze o apărare a castelului, dar aceasta este rapid înăbușită. Încercând să folosească pelerinele aurii, nu realizează că acestea îi erau încă loiali lui Daemon Targaryen. Atunci când Gawain Hightower, al doilea comandant al pelerinului aurii,
își numește camarazii tădători Turncloaks, aceștia îi spun că Daemon le-a dat aceste pelerine și că sunt aurii, oricum le întoarce. În cele din urmă, toți ceilalți dragoane negrilor ajung în King's Landing. Când Rhaenyra aterizează, se întâlnește cu regina Alison și îi spune acestea, fie cedezi, fie vei arde. Aceasta îi oferă cheile castelului și îi spune, orașul este al tău, prințesă, dar nu-l vei avea pentru mult timp, căci fiul meu, Aemond, se va întoarce cu sânge și foc. Când trupele Rhaenyrei intră în castel pentru a-l captura pe Aegon al doilea, ajung în camera acestuia, dar el nu mai era. Nici el, nici copiii săi, prințesa Jaehaera și micul prinț Maelor. Regina Helena este găsită în camera sa. Găzile orașului spun că nimeni nu a ieșit din oraș sau castel. Cel mai probabil, Aegon fugise pe Sunfire. Ceremonia de încoronare se face în aceeași noapte, iar la finalul acesteia, când Rhaenyra este condusă de soțul său Daemon, palmele sale sângerează, oamenii spunând că tronul de fier o respinsese și că zilele sale pe el vor fi puține. În timp ce toate acestea se întâmplau, prințul Aemond și Sir Criston Cole ajungeau în Harrenhal, găsind castelul complet gol. Prințul Aemon o ținuse pe Vhagar la o distanță de o zi de corpul armatei, gândindu-se că unchiul său îi va ataca pe Caraxes. Ajungând în Harrenhal, găsește castelul gol, iar Aemon decide să celebreze acest moment, crezând că Daemon a fugit din fața sa. Și chiar atunci ajung la el veștile din King's Landing. Între timp, mare parte din armata Lannister va fi învinsă la The God's Eye, unde armata Nordului, alături de armata Riverlands, pur și simplu decimează trupele vestului, aceștia neprimind ajutor de la Aemond. În cele din urmă, Criston Cole preia restul armatei verzi și pleacă spre Old Town, unde își va uni forțele cu armata Hightower și prințul Daeron. Daemon, în schimb, alege să înainteze singur în speranța că Rhaenyra își va trimite pe rând câțiva dragoni către el. Între timp, în King's Landing, negrii se simțeau în siguranță, 6 dragoni apărau castelul, iar forțele Lannister tocmai ce fuseseră decimate. Trădătorii din King's Landing fuseseră decapitat, iar Rhaenyra își rechema fiii pentru a fi alături de ea, neștiind că domnia sa va mai dura foarte puțin. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut. Următorul episod din Dance cu siguranță mai curând decât vă așteptați. În el vom discuta mai mult despre alungarea Rhaenyrei din King's Landing, despre moartea multora dintre Targaryen și despre cum și începutul adevăratului final al conflictului. Clipul Game of Thrones următor va fi săptămâna viitoare și vom discuta despre Bran și puterile sale. Vă mulțumesc pentru ajutorul cu pepus.ro și nu uitați că orice subscribe este foarte apreciat. Le mulțumesc de asemenea celor 14 susținători de pe Patreon, în frunte cu Norbert Iuhas, Ana Dumitrescu, Tudorache Mihai, Daniel Stanciu și Ionuț Tunaru. Berile voastre sunt extrem de apreciate. Până la următorul clip, nu rămâne decât să vă urez Happy Throning!